Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Durere Gratuite. Astăzi vom face un video mai diferit în care vom discuta despre GoIT România. Cei de la GoIT România m-au invitat să particip la un maraton pe care aceștia îl organizează și acest video o să vă explic cu ce se ocupă GoIT România, cu ce vă poate ajuta un astfel de maraton IT și, bineînțeles, dacă merită sau nu să participați la un astfel de maraton. În primul rând, GoIT România este o companie din spațiul EduTech care se ocupă în special prin a ajuta începătorii să se lanseze în domeniul IT, să-și găsească practic vocația, ceea ce le place în domeniul IT, ceea ce zic eu că este foarte, foarte tare și aici nu vorbim de o limită de vârstă sau cunoștințe minime, pot să încep de la zero. Bineînțeles că cei de la GoIT au și cursuri foarte avansate, foarte bune, recunoscute la nivel internațional, prin care foarte multe persoane au reușit să se angajeze în domeniul IT, însă aceștia organizează și anumite maratoane pe diverse domenii, bineînțeles din IT. De exemplu, eu am participat la maratonul HTML și CSS. Aceste maratoane pe care cei de la GoIT le organizează sunt complet gratuite, oricine poate participa și principalul scop este să vezi cam ce presupune acel domeniu și, bineînțeles, dacă ar fi domeniul în care ai vrea să profesezi mai departe. Pentru a te înscrie la un astfel de maraton, veți avea și un link în descriere în care veți putea vedea când va fi următorul maraton organizat de cei de la GoIT, însă înscrierea este foarte simplă, trebuie doar să intrați pe website-ul lor și acolo veți avea un formular foarte, foarte simplu în care veți putea să vă înscrieți la maraton. În zilele dinaintea maratonului, precum și în ziua maratonului, veți primi pe e-mail link-uri către grupul lor de Telegram, veți fi introduși în două sau trei grupuri, un grup în care veți putea discuta cu alte persoane care participă la același maraton, un alt grup va fi botul în care veți primi lecții și teme pentru acest maraton și, de asemenea, veți putea fi adăugați și într-un bot care vă va învăța cele mai simple taguri HTML pentru că eu în acest maraton am participat. Din ziua în care maratonul începe, în fiecare zi la ora 7, primiți lecțiile și trebuie să vă finalizați temele pentru a continua maratonul până în următoarea zi la ora 18 și, bineînțeles, că în minutele următoare voi prezenta exact ce am făcut în fiecare zi a maratonului pentru că am filmat tot procesul, am filmat tot ce am făcut și veți vedea și voi cam ce se întâmplă la un astfel de maraton care, repet, este complet gratuit și de ce nu vă recomand tuturor să vă înscrieți pentru a vedea dacă este pentru voi sau nu acest domeniu. În prima zi a maratonului, prin lecțiile care au fost trimise pe Telegram, am început prin a învăța cum se folosește Figma. Figma este practic o platformă unde poți face designul unui site și acolo nu ai nevoie neapărat de cunoștințe de programare, însă vei putea să primești cu exactitate, dimensiuni, font, format și așa mai departe, informații pe care le vei putea folosi ulterior în site-ul tău. Și de asemenea, la a doua parte a zilei întâi, am primit o introducere în Visual Studio Code. Practic am instalat extensiile de care avem nevoie la început și am făcut și structura proiectului nostru. Ce pot să vă zic este că lecțiile sunt foarte bine explicate din punctul meu de vedere și chiar dacă sunt anumite aspecte pe care nu le înțelegeți, puteți oricând să lăsați un mesaj sau o întrebare pe chatul maratoniștilor, unde sunt și ceilalți care participă la maraton și acolo vor fi mentori care vă vor răspunde la întrebările voastre. Chestia asta chiar m-a impresionat, sunt foarte dedicați acești mentori, vă răspund foarte rapid, deci asta e foarte, foarte bine. Cu siguranță că veți avea un suport activ în momentul în care participați la acest maraton. Practic, scopul acestui maraton de HTML și CSS este de a crea un website care va conține CV-ul nostru. Iar în ziua a doua maratonului am creat întreg website-ul folosind HTML fără a aplica stilurile CSS. În HTML am creat toate secțiunile CV-ului, precum și sidebar-ul. Cu această ocazie s-a făcut și o introducere în tagurile de bază HTML, precum tipuri de titluri, tipuri de liste, cum se poate introduce o fotografie în site-ul HTML și, bineînțeles, că în lecția pe care am primit-o în ziua a doua, am putut crea o parte din website-ul nostru, rămânând ca temă o a doua parte din website, care, bineînțeles, este foarte simplă. Dacă ai urmărit cu atenție lecția, poți să faci și a doua parte a website-ului, folosind tot noțiunile pe care le-ai învățat în timpul maratonului, precum titluri, liste și așa mai departe. În ziua a treia, deja am avansat destul de mult și am primit o introducere în CSS. Practic, stilurile CSS ne ajută să stilizăm site-ul nostru, să aplicăm un oarecare design plăcut website-ului nostru și în cadrul acestei zile am învățat cum să folosim stiluri, margini, font și așa mai departe. Și bineînțeles că aceste stiluri le-am aplicat pe pagina noastră HTML deja creată în ziua anterioară. În ziua a treia, de asemenea, am primit și un mini curs de soft skills și chiar și un exercițiu despre soft skills, deci ce veți observa în cadrul acestor maratoane, veți primi și anumite chestii bonus pentru că vă trimiteți temele, de exemplu soft skills-urile sunt foarte importante în momentul în care vrei să te angajezi în domeniul IT și fiecare informație nouă de ce nu este binevenită. În ziua a patra a maratonului de HTML și CSS am început stilizarea fiecărui element din sidebar-ul site-ului nostru. Practic am creat pentru fiecare element câte o clasă și am aplicat stilurile CSS pentru fiecare clasă, practic fiecare secțiune din sidebar. Ne-am folosit și de Figma, de unde am putut lua toate dimensiunile, tipul de font folosit și, bineînțeles, toate celelalte informații. Iar ca temă pentru ziua respectivă a rămas să creem ultima secțiune a sidebar-ului și, bineînțeles, temele trebuie trimise până în următoarea zi la ora 18, în chat-ul unde se și primesc lecțiile. În ziua 5 a maratonului am stilizat secțiunea principală a website-ului, am adăugat toate elementele, după cum am zis, fontul, dimensiuni
și de asemenea s-a pus un mare accent pe spațiere pentru ca totul să arate bine și simetric și din nou s-a folosit template-ul din Figma pentru toate aceste informații. În ziua 6-a, teoretic, deja website-ul nostru care conține CV-ul nostru ar trebui deja să fie finalizat, iar în această zi am încărcat website-ul nostru sau CV-ul nostru pe o platformă de unde am primit un link personalizat pe care îl putem share-ui prietenilor și de asemenea îl putem share-ui ca și temă și, bineînțeles, ca și opțional, puteți să vă modificați întreg CV-ul cu informațiile voastre pentru a putea folosi și în alte scopuri, de ce nu. În ultima zi a maratonului, în ziua 7-a, s-a organizat webinarul final cu foarte multe informații despre GoIT, ce se poate face mai departe și cum îți poți găsi drumul tău în domeniul IT. De asemenea, s-a organizat și un test legat de cunoștințele dobândite în timpul maratonului. Mi se pare că am ieșit pe locul 5 în acel test, am greșit la 2 întrebări, dar doar din cauza că mă grăbeam foarte tare încercând să răspund cât mai repede, pentru că în felul acesta primeam mai multe puncte. Și în cadrul acestui webinar sunt dezvăluite foarte multe informații utile despre lumea IT, locuri de muncă în IT, limbaje de programare, ce presupune a lucra în domeniul IT și, într-un final, informații despre cursul full al celor de la GoIT, de exemplu pentru front-end development, care este prețul acestuia, care este durata și ce garanții ai dacă urmezi acest curs. O mențiune foarte importantă, dacă particip la maratonul celor de la GoIT, ai și o reducere destul de substanțială la cursul lor. În concluzie, cam la asta vă puteți aștepta dacă participați la maratonul celor de la GoIT. Vă reamintesc, veți avea un link în descriere cu mai multe informații despre cum vă puteți înscrie și voi la un astfel de maraton care, repet, este complet gratuit și vă poate ajuta să vedeți dacă domeniul IT este pentru voi sau nu. Ca și concluzie despre GoIT și maratonul la care am participat, am fost foarte impresionat de dedicarea persoanelor care s-au ocupat de organizarea acestui maraton, mentorii care răspundeau foarte rapid la întrebări, ajutau pe fiecare în parte, chiar și în privat, ceea ce este foarte tare și experiența mea cu cei de la GoIT a fost una foarte bună. Am participat și eu ca orice alt student, am trimis temele, am primit confirmarea pentru teme. Deci, în concluzie, dacă sunteți interesați să începeți drumul vostru în domeniul IT și să vedeți dacă domeniul IT este pentru voi, vă recomand să participați la unul dintre maratoanele organizate de cei de la GoIT și să vedeți ce se întâmplă acolo, dacă vă place programarea, dacă vă plac informațiile de acolo și, de ce nu, puteți să începeți drumul vostru în a ajunge angajați în domeniul IT. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați pe butonul de like, butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce îmi face în continuare pe acest canal. Eu am fost Emi, vă așez pe canalul oficial Turele Gratuite, la data viitoare vă zic la revedere!